filmăm? Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou video pe canalul Dolce Far Verde. Gata, a sosit sezonul rece și este timpul să ne încălzim și să ne pregătim sistemul imunitar pentru sezonul rece. Astăzi vă voi prezenta 4 tipuri de lateuri super sănătoase, bogate în super alimente. Acesta pe care îl beau eu este un latte cu matcha. Mai avem o variantă cu acesta cu matcha, turmeric, cacao crudă și cu chaga. Vă voi vorbi despre fiecare pe parcursul videoului. Ideea este că fiecare tip de latte are în compoziție mai multe elemente. Pe lângă elementul principal, adică matcha, turmeric, cacao și chaga, sunt îmbogățite și cu niște super alimente. După cum bine știți, turmericul, ceaiul matcha, cacao ro și chaga sunt super alimente. Conțin foarte multe elemente nutritive care ne vor ajuta să ne întărim sistemul imunitar. De asemenea, dacă sunteți interesați să le încercați, am pentru voi un cont de discount, Dolce Far Verde 7, pentru 7% discount la comanda finală. Și mai vreau să vă spun despre varianta cu chaga. Nu știu dacă ați mai citit despre această ciupercă. Este o ciupercă, dar are foarte multe proprietăți antioxidante. Poate înlocui cu mare succes cafeaua. Dacă sunteți dorniți să încercați altceva, dacă doriți să mai renunțați la cafea, chaga este o variantă foarte bună. Ce să mai... Toate variantele sunt super delicioase. Sper să le încercați. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Vom începe cu Golden Turmeric Latte. Poate că este și cel mai cunoscut pentru proprietățile sale benefice. Adaug o linguriță de Golden Turmeric și amestec bine cu apă fierbinte, apoi transfer într-un pahar sau o cană fancy din care îmi face plăcere să beau și amestec cu lapte de migdale. Compoziția nu este dulce, așa că dacă doriți, puteți adăuga puțin sirop de arțar sau miere. Turmericul are puternice proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. A doua variantă creată de cei de la Vivo Life este o ciocolată caldă, infuzată cu aromă subtilă de scorțișoare și lapte de cocos. Această ciocolată mai conține pudră de ashwagandha, care ajută în echilibrul hormonal, și pudră de reishi, care, în cultura asiatică, simbolizează bunăstarea și longevitatea. Îl amestec cu lapte de migdale cald și gata! Rezultatul este minunat! Foarte bun, este super bun într-o zi friguroasă. Găsiți mai multe detalii despre lateuri în linkurile din descrierea videoului. Pentru a treia variantă, vă prezint chaga latte. Chaga este o ciupercă ce își extrage nutrienții din scoarța mestecenilor. Este bogată în potasiu, magneziu, calciu și fier. Aceasta întărește sistemul imunitar, luptă împotriva răcelilor și infecțiilor. Adaug o linguriță de chaga și amestec cu apă fierbinte, iar apoi cu lapte de cocos sau ovăz. Merge de minune. Chaga are și un efect energizant, la fel ca și cafeaua. Găsiți toate detaliile despre lateuri în descrierea videoului. Și a patra variantă este un matcha latte. Matcha este un ceai verde ce are proprietăți antioxidante ce luptă împotriva radicalilor liberi. Matcha latte mai conține lapte praf de cocos și un pic de zahăr de cocos. La fel, amestec cu apă fierbinte și apoi cu lapte de cocos cald. Toate cele patru variante sunt absolut delicioase și sănătoase. Ne vor ajuta să trecem mai ușor peste sezonul rece. Dacă v-au plăcut rețetele de latte, nu uitați să-mi lăsați un coment în secțiunea de mai jos. Aștept părerile și feedback-ul vostru. Este important pentru mine, pentru a mă conecta cu voi, comunitatea Dolce Far Verde. De asemenea, nu uitați să dați click pe subscribe și pe clopoțelul de lângă, pentru a fi la curent cu toate noutățile din bucătăria Dolce Far Verde. Cu drag, Flo!